Inteligența artificială a pătruns și în învățământul din Moldova. La cererea mai multor companii, la USM a fost introdus un program de master numit Inteligența artificială și știința datelor. Este o specialitate în premieră în țara noastră. Iar pentru a dezvolta programul, profesorii din Moldova au beneficiat de sprijinul și expertiza specialiștilor din România. Denumirea exactă a programului este Inteligența artificială și Data Science, adică știința datelor. Pentru că sunt domenii foarte apropiate și pe parcursul studiilor la acest program, studenții vor avea posibilitatea să-și aleagă traseul de învățare și vor să vorba nu doar de un program de master, dar de un program de master cu mai multe trasee. Potrivit prorectorului USM Sergiu Corlat, specialitatea nouă a fost introdusă în programul de master a învățământului din Republica Moldova la cererea companiilor, care sunt tot mai mult în căutarea de asemenea specialiști. Tot mai multe companii, tot mai multe instituții de stat încep din diferite considerente, inclusiv din considerente de securitate, să-și păstreze datele digitale în structuri de tip cloud. Nu le mai păstrează local, pentru că sunt expuși la diferite pericole cibernetice, le păstrează în cloud. Cloud-ul poate să fie în funcție de tipul instituției sau companiei local aici în Republica Moldova sau un cloud comercial pe Amazon, Google. Sergiu Colat spune că programul de master include 3 semestre în care studenții vor avea 16 cursuri esențiale pentru acest domeniu de vârf. Curriculum a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu specialiștii din companiile IT, asigurându-se astfel că materialul predat este în concordanță cu cerințele industriei moderne, iar în afară de profesorii de la universitate care au fost școliți în România, vor preda și specialiști din companiile IT printr-un parteneriat public-privat. Printre aceste cursuri se regăsesc cursurile de analiză a datelor, recepționare, data mining a datelor, sau colectare a datelor, vizualizare, așa, metode statistice de prelucrare, acele fundamente matematice și statistice care stau la baza inteligenței artificiale, desigur, tot vor fi învățate, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar în spatele acestor noțiuni frumoase de inteligență artificială, vizualizarea datelor, cloud computing, totul sună frumos, dar în spate se află cursuri fundamentale și teorii matematice care au fost elaborate cu deja câteva secole. Și este ok să absolvenții să aibă o viziune completă asupra cum funcționează inteligența artificială, ce oportunități ne oferă ea, ce pericole poate să genereze. Deși anunțată în premieră, specialitatea a prins la studenți, astfel că deja a fost formată și prima grupă. Potrivit prorectorului USM, din primul tur, 11 studenți au fost acceptați la buget și 7 la contract.